Bine ați venit la emisiunea Yoga pentru Tine. Sunt Adina Stoian și în această vineri a Paștilor, în numele tuturor realizatorilor emisiunii, vă dorim sărbători pline de lumină și iubire. Aceasta este a doua emisiune din Yoga pentru Tine, din noul sezon, singura și unica emisiune de yoga din peisajul televiziunilor din România, structurată, așa cum v-am spus și în ediția trecută, în a răspunde provocărilor vieții moderne, oferind soluțiile practicii milenarelor yoghine. Pentru astăzi am ales îmbunătățirea metabolismului și armonizarea greutății. Mai întâi, la prima rubrică, gramul de practică, vom trece printr-o serie de posturi corporale sau asane în limba sanscrită, care tratează și sunt cele mai potrivite în ceea ce privește armonizarea greutății și dinamizarea focului subtil și a metabolismului. Haideți să începem cu gramul de practică. Ca de fiecare dată, fiecare ședință de yoga începe cu exercițiile de încălzire. Și acasă și aici vom realiza împreună și încă o dată reamintesc, toate aceste posturi au fost predate și vor apare pe ecran atunci când vorbim despre ele în ce episoade din sezoanele noastre anterioare. Pentru toți cei care doriți să aflați pe larg efectele lor, vă sfătuim să accesați paginile noastre de internet. Exercițiile de încălzire încep în poziția verticală, tălpile paralele, ne interiorizăm, respirăm profund și ne focalizăm asupra unei stări de deschidere, de receptivitate față de energiile subtile, rafinate, după care începem rotațiile ample ale capului. Vă rog cu toți împreună, mai întâi în jos, apoi către umărul drept și de jur împrejur, într-o mișcare amplă și continuă, primul exercițiu de încălzire. Atenția este de fiecare dată focalizată asupra mișcării, ignorăm stimul exterior, abandonăm alte preocupări și suntem mereu prezenți în activitatea, în tehnica pe care o practicăm pentru a avea beneficii cât mai remarcabile. Este suficient? Observăm în planul fizic, la nivelul umerilor, eliminarea tensiunilor, a contracturilor pe zona omoplaților, de asemenea, elasticizarea vertebrelor cervicale și, la nivel subtil, mai ales în partea anterioară, vibrații fine, o stare de deschidere și receptivitate față de energiile subtile. Vom continua rotațiile capului în sens contrar sensului de rotație a celor de ceasornic. Vă rog cu toții, capul merge în jos, apoi către umărul stâng și de jur împrejur, aceeași mișcare amplă continuă, atenția rămâne focalizată în dreptul gâtului. Este suficient? Observăm diferențele de stare între cele două rotații, o priză de conștiință mai bună și capacitate de a controla aceste energii subtile ale intuiției și percepțiilor rafinate. Ne pregătim de asemenea pentru următorul exercițiu de încălzire, mișcările rapide ale capului. Vă rog să începem, două către stânga, două către dreapta, două oblic stânga, două oblic dreapta și două către spate. Mișcările sunt energice, ochii sunt închiși, atenția focalizată pe corectitudinea realizării, de asemenea la nivel subtil, în zona din creștetul capului. Vă reamintesc, toate aceste exerciții de încălzire au fost explicate și realizate în emisiunile precedente și pentru o foarte bună pregătire pentru practica yoga, acasă când veți realiza din nou, vă recomandăm să le practicați mult mai mult timp decât avem noi la dispoziție aici în studio. Este suficient? Rămânem în poziție verticală, ochii închiși, percepem o stare de vascularizare în zona capului, aport de oxigen, de energie și de sânge proaspăt către creier, ceea ce dinamizează glandele interne neuroendocrine de la nivelul creierului. La nivel subtil, vibrații fine în zona din creștetul capului, o stare de transcendere, de libertate interioară și detașare.
Continuăm la încălzire cu mișcările laterale ale capului stânga-dreapta. Vă rog să începem. Bazinul umerii nemișcate, atenția focalizată asupra zonei din mijlocul frunții, ochii sunt închiși. Și este suficient, percepem efectul cumulat al tuturor exercițiilor de încălzire de până acum, care se adresează zonei capului. Transformarea aceasta de stare, o acuitate și o percepție mai clare, mai pătrunzătoare, puterea de control mental asupra întregii ființe. Și continuăm încălzirea cu mișcările de încălzire pentru umeri și torace. Ridicăm alternativ umerii, păstrăm capul nemișcat, de asemenea bazinul nemișcat. Mișcarea este continuă, ochii închiși, atenția de-a lungul coloanei vertebrale. Și este suficient. Observăm puncte în vibrație de-a lungul coloanei vertebrale, în planul fizic, masajul sub diafragma al organelor interne. Dacă există ușoare tensiuni, cu ajutorul voinței, focalizăm bioenergie, această energie rafinată, subtilă asupra zonei respective și observăm eliminarea tensiunilor. Ultimul exercițiu de încălzire este asana de elongație pentru torace și coloană. Cu toți împreună începem expirând pe gură, picioarele mult depărtate, ne aplecăm în față și expirăm pe gură. Inspirăm pe nas, rămânem în retenție pe plin, împingem cu brațele întinse în picioare și flexăm genunchii. Rămânem în această postură atâta timp cât putem păstra respirația pe plin. Când este nevoie, expirăm din nou pe gură, respirăm de voie de câteva ori și revenim. Exercițiul de asemenea a fost predat anterior, se adresează vitalizării și regenerării întregii ființe. Dacă aveți cumva probleme la nivelul coloanei vertebrale, vă recomandăm să practicați această postură de elongație de 40-50 de ori pe zi, întotdeauna la o distanță considerabilă după ce ați mâncat. Practica yoga se realizează întotdeauna pe stomacul gol, și de asemenea, la finalul practicii, cel puțin o oră, ideal ar fi două ore, să nu mâncați, pentru ca toate aceste energii rafinate, subtile, să continue să hrănească și să trezească etajele superioare ale ființei. Este suficient, încheiem ultima execuție pentru această încălzire, revenim în picioare, conștientizăm efectele exercițiilor de încălzire, vitalitate, regenerare, această priză de conștiință mult mai bună asupra întregii ființe. Suntem pregătiți pentru a realiza asanele pe care le-am ales pentru această zi. În ceea ce privește dinamizarea metabolismului, armonizarea greutății și activarea focului lăuntric, tehnica Surya Namaskar, ce a fost predată în emisiunea Primii Pași în Yoga în sezonul 2, episodul 9, este una dintre cele mai utile. Vom începe să practicăm împreună și să arătăm încă o dată cum se realizează salutul soarelui. Poziția de plecare în picioare, tălpile paralele, la distanța dintre umeri, pornim cu palmele în dreptul pieptului. Expirăm profund pe gură, inspirăm pe nas, ridicăm brațele, flexăm trupul în spate, expirăm pe gură în timp ce ne aplecăm, până ajungem cu palmele la sol, inspirăm pe nas, ducem piciorul stâng în spate și arcuim. Retenție pe plin și realizăm postura câinelui în coborâre. Expirăm în timp ce realizăm o variantă a posturii pisicii, umerii și genunchii la sol. Inspirăm postura câinelui în ridicare. Retenție pe plin, ridicăm din nou bazinul și postura câinelui în coborâre. Retenție pe plin, piciorul stâng în față, arcuire. Expirăm postura mâinilor la picioare. Inspirăm, ne ridicăm și arcuim postura semilunii. Și expirăm din nou în Prartanasana, postura rugăciunii. Ne tragem respirația, revenim, respirăm de câteva ori de voie și reluăm. Aceasta este o execuție completă la salutul soarelui pentru activarea metabolismului, pentru dinamizarea focului lăuntric. Vă recomandăm acasă, 20-30 de execuții ar fi ideale. Continuăm și aici și acasă în ritmul propriu, expirăm cu mâinile la piept,
profund, inspirăm Ardha Chandrasana, postura semilunii, expirăm în timp ce ne aplecăm la sol, postura mâinilor la picioare, inspirăm piciorul stâng în față, arcuire, expirăm postura câinelui în coborâre, inspirăm variantă la postura pisicii, genunchiul merg la sol, inspirăm postura câinelui în ridicare și arcuire amplă, retenție pe plin în timp ce realizăm postura câinelui în coborâre, retenție pe plin, piciorul stâng în față, expirăm postura mâinilor la picioare, inspirăm Ardha Chandrasana, postura semilunii și din nou expirăm. Suntem nevoiți să limităm numărul de execuții. Realizăm acum conștientizarea. Din nou, această emisiune, mai ales această parte practică, își propune să vă reamintească și să arate care este selecția de posturi pe care am ales-o pentru a răspunde la această provocare aleasă pentru această ediție. Și nu este, ca în edițiile trecute, o sesiune de practică la unison, deoarece i-am acordat mult mai mult de o oră jumate, două ore de practică. Următoarea postură pentru această dimineață este Parivrita Utita Parsvakonasana, postura laterală cu piciorul flexat. Este o postură polară la execuția pe partea receptivă. Venim cu picioarele mult depărtate. Rotim către stânga piciorul stâng, talpa piciorului stâng. Ne aplecăm gradat până când reușim să ajungem cu palma dreaptă la sol, fandare profundă, piciorul drept pe vârf, ridicăm brațul stâng, și rămânem în această torsiune, postura laterală cu piciorul flexat pe partea receptivă. Dacă e nevoie, ochii sunt deschiși, urmăresc cu privirea vârful degetelor de la mâini. Din nou, o postură de forță dinamică ce solicită musculatura picioarelor, comprimă zona abdomenului și realizează această torsiune specifică a coloanei vertebrale, vitalizând, energizând ființa, energii subtile pătrund în ființă prin brațul stâng ridicat și energizează zona trunchiului. Revenim cu palmele ambele la sol mai întâi, ne ridicăm din fandare, cu picioarele drepte, ne rotim, revenim în picioare și revenim în poziția de conștientizare. Pentru câteva momente, din nou, revitalizare generală, activarea musculaturii, tonifierea acesteia, o stare de foc și dinamism lăuntric care ajută la îmbunătățirea metabolismului, la armonizarea greutății de asemenea, cu ajutorul focului subtil lăuntric. Vom realiza Parivrita Utita Parsvakonasana pe partea solară, pe partea de control, picioarele din nou mult depărtate. Piciorul drept se rotește, rotire către dreapta, fandare pe piciorul drept, piciorul stâng pe vârfuri, așezăm brațul stâng, palma la sol, ridicăm brațul drept, rotim trunchiul și gâtul de asemenea, privirea urmărește vârful degetelor la brațul drept. Brațele alcătuiesc, dacă se poate, o linie continuă. Păstrăm postura cu fandare cât mai adâncă. Observăm solicitarea pe care o impune la nivelul musculaturii, tonifierea întregii structuri fizice, activarea brațului drept ridicat, energii complexe în plexul solar, în plexul cardiac, torsiunea coloanei vertebrale din nou, activând lanțurile de ganglioni spinal și în felul acesta întregul metabolism. Revenim din nou ambele palme la sol, revenim din fandare, ambele picioare drepte, ne răsucim, revenim în picioare, Tadasana, postură de conștientizare. Reamintesc, acasă este mult mai util, mai ales dacă doriți să vă armonizați greutatea și să obțineți acest metabolism puternic și activ, să practicați posturile mult mai lung decât le practicăm noi în studio, în această ședință de demonstrație a practicilor yoghine, a asanelor, ce ajută la această provocare a armonizării greutății. Următoarea postură este Ekapada Pavana Muktasana, postura presiunii abdominale realizată pe jumătate. E o postură la sol, vă rog să venim întinși la sol.
Începem cu piciorul stâng, pe care îl flexăm și îl aducem în zona pieptului. Prindem palmele, o palmă prinde încheietura celeilalte mâini și presăm puternic piciorul stâng către zona abdomenului. Această presiune pe partea stângă dinamizează plexul solar, receptivitatea la acest nivel implică un proces de ardere mai accentuată, mai ales a grăsimilor din zona abdomenului, implicit și armonizarea greutății prin focul subtil lăuntric. Fiind o postură ușoară acasă, atunci când doriți să realizați de lungă durată această postură, cel puțin 5 minute ar fi ideal. Noi aici vom reveni, relaxăm din nou picioarele, brațele, păstrăm acest moment de relaxare și conștientizare în final și aprofundăm efectele posturii respective, în special la nivelul dinamizării plexului solar, stare de deschidere, de receptivitate, de noblețe lăuntrică, eliminarea tensiunilor. Vom practica acum Ekapada Pavana Muktasana pe partea solară. Va fi piciorul drept, vă rog, îndoit. Din nou, palmele se prind, o palmă prinde încheietura celeilalte mâini, amândouă presează piciorul în zona gleznei, dacă se poate, până când genunchiul ajunge lipit de piept. Dacă mobilitatea o permite, celălalt picior este relaxat. Presiunea se realizează acum pe partea dreaptă, pe zona abdominală, partea dreaptă. Aspectul de control al energiilor focului, voință, încredere în sine, dinamism lăuntric, de asemenea, disciplină. Prin activarea focului, îmbunătățirea considerabilă a metabolismului și, în timp, armonizarea greutății. Revenim, relaxăm picioarele. După momentul de conștientizare, urmează Paripurna Navasana, postura ombilicului, variantă. Și această postură a fost predată anterior, e o postură care solicită intens zona abdomenului. Vă rog să venim în poziție șezând, ridicăm picioarele, deci varianta la postura ombilicului, ridicăm picioarele, mai întâi ne sprijinim până când obținem o stare de echilibru, corpul este într-o formă de V, brațele vin în față, în dreptul genunchilor, picioarele ușor depărtate, palmele nu ating genunchii, ci doar schițează, palmele sunt orientate cu interiorul palmei către genunchi. Păstrând această poziție, capul în prelungirea coloanei, observăm dinamismul lăuntric, centura abdominală este puternic fortificată și în mod subtil focul lăuntric este activat. Este suficient? Ne relaxăm la sol, respirăm profund. Și nu uitați, acasă, toți cei care doriți să obțineți aceste efecte de armonizare a greutății și îmbunătățirea metabolismului, puteți relua practica și minute în șir, din nou și din nou, conștientiza efectele de dinamizare a zonei abdominale, a voinței, a încrederii în sine, a optimismului și a stării de bună dispoziție la nivel subtil. Din selecția pentru această ediție face parte și Ardha Dhanurasana. Pentru aceasta vă rog să veniți cu fața în jos. La execuția pe partea receptivă va fi piciorul stâng ridicat și susținut cu brațul stâng, alcătuind un cer, dacă se poate, și ridicăm, arcuim trunchiul. Brațul drept este întins în față. Aceasta este variantă la Ardha Dhanurasana, postura arcului, realizată pe partea receptivă. Observăm din nou, solicită foarte mult musculatura abdomenului, a brațelor, a spatelui, a picioarelor, coapsele, fesele, activează tonusul, metabolismul și ne relaxăm. Observăm energizarea jumătății stângi a trunchiului, a piciorului stâng, a brațului stâng, de asemenea, receptivitate la nivelul voinței, deschidere, o stare de abandonare a voinței
individuale față de o ghidare divină dumnezeiască. Ardha Dhanurasana pe partea solară, prindem de data aceasta piciorul drept cu brațul drept, arcuim și ridicăm trunchiul, întindem brațul stâng în față, paralel cu podeaua și păstrăm postura. Focul subtil, lăuntric este activat, aspect de control asupra voinței și asupra determinării și disciplinei. Observăm intensitate, tonus. De fiecare dată, la fiecare execuție nouă a acestor posturi, mai ales dacă veți face din această suită de asana o practică consecventă pentru armonizarea greutății, vă recomandăm să practicați din ce în ce mai mult, câteva secunde în plus la fiecare realizare. Este suficient. Revenim, relaxăm. Ne bucurăm de efectele acestei posturi a arcului pe jumătate. Dinamism lăuntric, tonus, bună dispoziție, optimism, entuziasm și acest foc transformator. Aceasta a fost deci selecția de asane care au fost predate pe larg în sezonul 1 și 2 al emisiunii Primii Pași în Yoga. Evident, mai multe din posturile predate sunt potrivite pentru a dinamiza metabolismul. Vă invităm să le vizionați pe paginile noastre de internet. Ne vom pregăti pentru partea finală a oricărei ședințe de asane, care este relaxarea. La relaxare venim întinși pe spate, în postura Shavasana, postură yoghină, supranumită postura cadavrului. Relaxarea yoghină completă începe prin abordarea unei atitudini relaxate, o respirație profundă. Verificăm trunchiul să fie în prelungirea picioarelor și capul în prelungirea trunchiului. Începem cu o comandă mentală blândă, dar fermă, de la piciorul stâng. Relaxăm gradat degetele de la talpa piciorului stâng, talpa, glezna, gamba, genunchiul, coapsa. Urmăm același proces la piciorul drept. Evident, acasă fiecare va avea un ritm propriu în ceea ce privește obținerea relaxării. Dacă e nevoie, revenim cu această comandă mentală pe zonele pe care le simțim puțin tensionate și că este nevoie de mai multă relaxare. În succesiunea relaxării yoghine complete urmează brațul stâng de la vârful degetelor până în zona umărului, după care brațul drept de la vârful degetelor până în zona umărului. În final, conștientizăm relaxarea celor patru membre și mutăm atenția în zona bazinului. Relaxăm mușchii feselor, relaxăm planșeul pelvian și zona abdomenului de jos în sus, musculatura spatelui de-a lungul coloanei, intervertebral, intercostal, zona toracelui, pieptul, după care urmează gâtul, umerii în spate, gâtul în partea anterioară și musculatura feței. Începem de la bărbie, obraji, buze, limbă, mușchii ochilor, pleoapele, fruntea și în final conștientizăm relaxarea integrală a structurii fizice, expansiune dincolo de limitele trupului, armonizarea energiilor captate în întreaga ființă. Vă invit să rămâneți în relaxare pe durata scurtei pauze ce urmează. Sunt Adina Stoian la Yoga pentru Tine. Vă aștept după o scurtă pauză să realizăm și meditația yoghină pregătită, precum și să vizionăm următoarele rubrici. Pentru această ediție, la unison cu tema aleasă și anume îmbunătățirea, dinamizarea metabolismului și armonizarea greutății, exemplificarea, meditația este cu starea de dinamizare plenară, constantă a focului benefic, subtil, ce face cu putință o excelentă armonizare trupească. Acest foc, această energie, odată prezentă în ființă, ne modelează întreaga structură, ne oferă sănătate, strălucire și entuziasm. Ne focalizăm asupra zonei abdominale, sediul acestui foc, pe durata meditației, închidem ochii, practicăm în postura yoghină Vajrasana, pe genunchi, cu mâinile în zona inghinală. Vom folosi o muzică corespunzătoare și ne vom bucura de această expansiune a focului subtil. Se poate realiza și vizualizarea unei culori subtile, roșu strălucitor, niște flăcări ce învăluie întreaga noastră făptură. Începem!
Suficient. Revenim gradat din această meditație de exemplificare a dinamizării plenare și constante a focului subtil benefic și conștientizăm efectele. Se poate să apară chiar o stare de încălzire, de dinamism și efervescență, precum și la nivel subtil, încredere în sine, optimism, entuziasm, bună dispoziție și altele din rezonanțele focului. În continuare vă invit să urmărim caleidoscopul spiritual. În cadrul acestei ediții a Simpozionului Național de Astrologie ne-am propus să aprofundăm tema relațională.
o temă care să fie abordată atât din punct de vedere tehnic, astrologic, cât și din punct de vedere științific. Un moment foarte important în aceste evenimente, în cadrul simpozianelor naționale de astrologie, se referă în mod direct la deconspirarea a ceea ce este în spatele cortinei. Sunt foarte multe dedesubturi ale astrologiei care sunt foarte greu de descoperit, foarte greu de înțeles și ne bucurăm foarte mult că mulți practicieni își împărtășesc propriile aspirațiile, propriile cercetări cu toți cei care sunt prezenți la aceste evenimente. Vă puneți întrebarea, ok, a aruncat cineva cu piatră de pe Marte, de pe Lună sau cum? În ultima perioadă, datorită cercetărilor moderne, foarte multe aspecte care până acum erau considerate ca fiind necunoscute, invizibile sau doar simbolice, s-au observat că sunt realități care pot fi măsurate, pot fi cuantificate, pot fi observate într-un mod concret. În mod real, ceea ce se știa acum mii de ani este ceva ce la ora actuală poate fi transpus în studii și cercetări vizibile, palpabile, care după aceea să ne aducă în a experimenta noi înșine domenii noi, conjunturi planetare care poate sunt rare, sau experiența de a trăi empatic, emoțional, ce trăiește celălalt, văzând o hartă astrologică și din punct de vedere al frecvențelor, a undelor, a sunetelor, a formelor, ceea ce ne aduce mai aproape în pielea celuilalt. Chiar dacă pentru mine este prima dată când vin acest simpozion, consider că este extraordinar faptul că putem să vorbim fiecare în experiența proprie, prin cunoașterea proprie și atunci ne îmbogățim foarte mult. Și ne simțim bine pentru că suntem printre oameni la care numai când ne uităm și privim ne dăm seama că ne înțelegem unul pe celălalt. M-a ajutat enorm studiul acestei științe din perspectiva evoluției mele pe toate cele trei corpuri, fizic, sufletesc și astral. Revin întotdeauna cu plăcere la acest simpozion pentru că îmi confer o stare de bine, o stare de familiaritate, mă țin ca și cum aș fi într-o familie extinsă. Iar această bogăție a cunoașterii celorlalți care este împărtășită cu noi este extrem de importantă. Am studiat foarte mult partea teoretică a legilor universului și eram foarte curios să văd cam, nu știu, o viziune mai întregitoare a fenomenelor. Atmosfera este caldă, discursul lejer, întrebări și răspunsuri clare, concise, până acum un succes. Pot spune că de-a lungul să fie 20 de ani de când ne tot întâlnim, am asimilat în permanență câte ceva de la cei care au ținut conferințe sau au prezentat parte de workshop-uri, nu numai ca informație propriu-zisă, pentru că cei care vin în față, când ești în fața acolo și oferi celorlalți ceea ce tu ai înțeles, este și o transmitere a stărilor pe care tu le trăiți. Este o transmitere de informație, o transmitere de cunoaștere de ceea ce pe tine ți-am povestit și pot să spun că de-a lungul tuturor acestor ani modalitatea mea de astrologie s-a îmbunătățit, s-a completat de fiecare dată fac ceva. Pot spune că acum nu mai fac astrologie cum făceam acum 5 ani sau acum 10 ani și care se traduce și printr-o transformare personală și acest feedback pe care l-ai de la oameni, ceea ce poți să dăruiești, ceea ce primești la rândul tău când ei primești ceea ce tu oferi. O hrană sufletească pentru fiecare este relaționarea. Și atunci când relaționăm și cu ceilalți cu care putem împărtăși din cunoașterea noastră sau să-i și admirăm sau să aflăm de la fiecare, este minunat. Mă pasionează foarte mult psihic uman și probabil că asta mă face să am o înclinație spre astrologie. Și am încercat și alte științe, dar mi se pare că astrologia le cuprinde pe toate. În această a doua ediție a emisiunii noastre Yoga pentru Tine, la rubrica Sănătate din Natură,
Instructor de yoga și lector Ayurveda cu vastă experiență, Aurora Nicolae, vom vorbi despre soluția pe care o propune Ayurveda pentru îmbunătățirea digestiei, a metabolismului, eliminarea problemelor legate de constipație sau armonizarea greutății, un subiect foarte drag, în special femeilor, dar nu numai, pentru că există o conștientizare a faptului că pentru a-ți menține sănătatea și armonia este necesar să ai o digestie bună, un metabolism adecvat și o greutate trupească corespunzătoare. Cum ne ajută Ayurveda, pe lângă soluția yoghină prezentată în emisiune, să măcar atingem aceste aspecte, Aurora? Aici este esențială alimentația. Sunt cel puțin trei elemente de bază și anume ce anume mâncăm, trebuie realmente să învățăm să ne hrănim corect, când mâncăm și aceasta este esențial și cum pregătim ceea ce mâncăm. Sunt o mulțime de alimente benefice care totuși conțin antinutrienți, conțin elemente care blochează digestia sau sunt factori antienzimatici și interesant că la societățile străvechi sau în anumite zone izolate și acum, oamenii dețin secrete ale unor preparări complexe, însă naturale, fără foc, prin înmuiere, fermentare, care elimină aceste neajunsuri. Dincolo de aceasta, sunt o mulțime de plante, dintre care am selectat câteva, care realmente sunt factori catalitici în procesul de digestie și metabolizare al diferitelor alimente și sunt conexiuni care trebuie făcute între ele. Două plante foarte bine cunoscute în general în zona noastră sunt cimbrul și sovârful. Ambele sunt plante aromate. Cimbrul este bine cunoscut, se folosește ca și condiment în multe preparate tradiționale, dar el este și o plantă medicinală extraordinară, stimulează digestia, aduce focul și căldura aceasta la nivel digestiv și totodată stimulează și anumite schimburi metabolice. La fel, sovârful este un foarte bun antibacterian, de exemplu vara, nici n-ar trebui să mâncăm alimente care să nu conțină arome de acest tip naturale, evident, din pulberi, din plante. În afară de acestea, care dau și o anumită savoare, putem fie să adăugăm în alimente sau, dacă dorim, putem să le luăm separat ca pulbere, frunzele de viță de vie, nu numai strugurii sunt foarte buni, dar frunzele cu un gust acrișor, foarte plăcut, au un efect extraordinar de dinamizare a metabolismului și de deblocare a fluxurilor atât la nivel digestiv cât și la nivel sangvin. Bănuiesc că trebuie spălate foarte bine, totdeauna frunzele de viță de vie sunt stropite. În general e bine să folosim frunză de viță de vie nestropită. Da, e bine. De bună calitate, dacă totuși au fost stropite, sigur. Asta e valabil și pentru struguri, e același regim de preparare. Dacă combinăm acestea și cu o plantă care să fie stimulentă pentru ficat, cum este schinelul, Cnicus benedictus, se prepara benedictina străvechea călugărilor, obținem un cocktail excelent. Dacă mai punem și volbură, care este un foarte bun purgativ și elimină totodată și anumite depuneri de grăsime, am obținut ceea ce am putea numi un cocktail și încălzitor, dar și energizant și drenator. Mulțumim foarte mult, Aurora, pentru prezența în emisiunea noastră și pentru aceste informații foarte prețioase legate de sănătate și de cum ne putem armoniza. Și te așteptăm în fiecare ediție. Noi vom continua cu rubrica astrologică, conjuncturile astrologice favorabile, prezentate de către Zoltán Barta, profesor astrolog, instructor yoga și președintele Școlii de Astrologie Helios. Bună seara și bine v-am regăsit! O nouă primăvară, săptămână primăvăratică astrologică, cu niște conjuncturi foarte frumoase și foarte drăguțe, având în vedere că exact în această săptămână avem o sărbătoare. O sărbătoare în care începe Zodia Taurului. Aș dori chiar să încep cu asta pentru că este un moment foarte frumos și foarte special. Ziua centrală este joi a săptămânii, care soarele intră în acest nou semn zodiacal și face să aibă loc o anumită modificare de substrat.
De cele mai multe ori în zilele în care soarele își modifică zodia, are loc un fel de amplificare a poftei de viață. Foarte mulți oameni încep să se deschidă din ce în ce mai mult către noi și noi nuanțe ale semnului zodiacal. Chiar s-a observat că ultimele zile ale unei zodii par să fie zile mai plictisitoare. Bineînțeles, nu la toată lumea, dar în cele mai multe ocazii cam asta apare. Însă primele zile și chiar faza de tranziție este ca o renaștere, ca o impulsionare. Și tocmai din cauza asta merită să profităm din plin, pentru că aceste zile ale acestei săptămâni ne pot ajuta foarte mult să luăm decizii, mai ales în ce privește diversele acțiuni intelectuale pe care le-am tot amânat și să cerem ajutorul colectivității din care facem parte. E foarte important să ținem cont de viziunea grupului, a grupului spiritual, a grupului intelectual din care noi facem parte sau chiar a familiei. Săptămâna începe cu Venus în sextil cu Marte, o conjunctură benefică, mai ales pentru sportivi, mai ales pentru artiști, mai ales pentru toți cei care vor să aducă frumosul în evidență. Orice inițiativă cu privire la a înfrumuseța, a ajuta, a face acte benefice, este foarte binevenit. Totodată, Soarele în Trigon cu Saturn, tot în această zi, amplifică energiile solare și face ca să avem mult mai multă încredere în noi înșine, iar pe energia saturniană să ne organizăm mai bine timpul. Chiar aș recomanda ca primele zile ale acestei săptămâni să fie orientate către planificare, către a clarifica ce vrem să facem pe termen scurt, pe termen mediu, dar chiar și pe termen lung. Iar dacă nu ne descurcăm cu planificarea vieții noastre, totuși să avem foarte mare grijă. Este vorba care spune că dacă nu știi să-ți faci plan sau nu știi să-ți faci program, nicio problemă, îți fac alții. Așa că este mult mai înțelept ca în această săptămână să clarificăm ce vrem noi de la noi înșine. Nu să așteptăm să fim împinși de la spate. Această săptămână de asemenea conține un moment astrologic benefic și în ziua de joi, când Soarele este în conjuncție cu Mercur. Apoi Marte își modifică împreună cu Mercur poziția joi și vineri. Aspecte foarte speciale care conferă într-adevăr un moment de vid, un moment de stop cadru. O perioadă excepțională pentru a ne așeza, a trage concluzii, a înțelege ceea ce nu am putut înțelege până acum. Este o perioadă ideală să deconspirăm ceea ce este în spatele cortinei. Această zi sau vineri, joi, vineri, sâmbătă, zilele de final ale săptămânii, se consideră ca fiind zile foarte stimulative pentru toți cei care vor să aibă activități de familie. Se consideră asta benefică pentru că în partea finală a săptămânii luna ajunge în zodia peștilor, o zodie mai apoasă, mai domestică, mai liniștită. Exact așa va fi și această săptămână, mai relaxantă. Vă doresc să vă călăuzească astrele spre decizii foarte înțelepte. Acum că am văzut ce ne rezervă astrele pentru săptămâna ce urmează, o recomandare de la Cinemateca de Suflet cu Aurea Mutulescu. Bine ai venit, Aurea! Bine v-am găsit! Care este filmul pe care îl recomandăm în această săptămână? La limita extremă. Un film care are originalul în 1991 cu Keanu Reeves și Patrick Swayze și o reluare în 2015, foarte ambițioasă și a dorit să fie mai mult, mai mult, mai mult și părerea mea e că e mai superficial. Eu recomand varianta din 1991. Este o poveste cu un pretext de acțiune, trepidantă acțiunea, dar o poveste inițiatică, de fapt. Pentru că vedem parcursul unui agent FBI infiltrat într-un grup de spărgători de bănci, care se dovedesc ca fi mai mult decât niște spărgători de bănci, iau și o ironie, fac jafurile cu măștile unor președinți americani pe figură, ceea ce mi se pare destul de adevărat că puterea îi fură pe cei pe care ar trebui să îi slujească. Dar ei sunt niște oameni care își doresc să trăiască existența la un mod spiritual. De ce recomandăm un astfel de film ca fiind un film transformator? Că până la urmă mulți îl privesc ca pe un film de acțiune.
dacă îl privești atent, nu-l poți vedea ca pe un film de acțiune, pentru că există o întreagă filozofie a acestui grup, există o întreagă filozofie a personajului care conduce acest grup, Body. Ei spun că luăm totul de la viață și nu dăm nimic înapoi și că ar trebui să dăm înapoi transformarea noastră, ceea ce dăruim celor din jur, cunoașterea noastră pe care avem datoria să o îmbogățim în timpul vieții. Și felul în care îl tratează acest grup pe agentul FBI infiltrat arată că este o inițiere în niște aspecte mai profunde ale existenței. Sunt momente în care el trebuie să-și depășească frica. Această limită extremă ține de fapt de depășirea propriilor limite. Nu e vorba de limita extremă în sensul de adrenalină, ci în sensul de conștientizare, în sensul de a fi mai prezent în propria existență. Atunci se potrivește foarte bine chiar cu dezideratul practicii yoghine, depășirea și transformarea. Și a fi prezent în clipa actuală, a fi acolo cu totul ca să poți să trăiești cu toată seva ceea ce ți dăruiește. Și imaginea aceea a valului uriaș pe care își dorește să-l cucerească personajul principal, de fapt la Body, final, este chiar apare în tradiția orientală ideea de a călări tigrul, de a merge pe muchii valului, de a merge pe muchii de cuțit. Deci această forță interioară a conștiinței care te ajută să folosești energia pentru a trece dincolo de ea, pentru a te duce în transcendent. De asta cred că are un mesaj foarte profund acest film. Finalul este de asemenea alegoric. Nu mai regăsim personajul principal și putem spune exact ca și în tradiția spirituală că el s-a topit în infinit. S-a resorbit în Marele Ocean. Mulțumesc foarte mult, Aurea, pentru recomandarea aceasta, chiar dacă e un film al tinereții noastre. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această ediție. Nu uitați, în fiecare săptămână oferim în premieră o soluție yoghină la una din provocările vieții moderne. Vă aștept în fiecare vineri de la orele 18 în premieră și în reluare, pentru că repetiția este mama învățăturii, luni, marți și miercuri de la 8 dimineața cu soluția yoghină la provocările vieții moderne. Yoga pentru tine cu Adina Stoian. Mulțumesc!